tine parcă nici nu ai născut acum 3 ani. Cum de arăți așa? Cum reușești? Mulțumesc foarte mult, să știi că e un compliment foarte frumos. Ca orice mămică, merit și eu să fiu fericită și am grijă de mine, pentru că bebelușii noștri merită mămici fericite și ei sunt cei mai fericiți atunci când își văd mamele fericite și împlinite, iar copilul chiar simte tot ceea ce simte o mamă și de aceea este foarte important ca noi să facem sport, să avem grijă de sufletul nostru, să ne rugăm, să medităm și să le transmitem copiilor noștri încă din burtică lucruri pozitive, dragoste de Dumnezeu și ei trebuie învăluiți în dragoste, pentru că până la urmă cred că dragostea este mai importantă și decât mâncarea și decât hainele și decât orice. Fac sport, să înțeleg. De câte ori pe săptămână, ce anume faci? De 3 ori pe săptămână încerc să merg la sală. Este adevărat că de când l-am născut pe Noa, nu am reușit să fac asta tot timpul, pentru că eu l-am alăptat 2 ani de zile și mi-am dat seama că atunci când mergeam să fac sport, se reducea producția. Și sigur că el a fost prioritatea mea și am început să fac sport după ce am întrerupt alăptatul, adică acum 1 an de zile. Cât timp ți-ai revenit la greutatea ta după ce ai născut? Să știi că am slăbit imediat după ce am născut, însă în timpul alăptării m-am îngrășat și mai tare. Câte kilograme? Nu știu, sunt foarte multe femei care spun că pe ele alăptatul le slăbește. E, la mine n-a fost așa. N-am văzut printre cele norocoase, ci din contră, mi-a lăsat mușchi din masă de foame. Dar n-a contat, nu m-am gândit nicio secundă că nu voi slăbi sau a fost cea mai mică problema a mea. Și lucrurile s-au întâmplat în mod natural. Când am renunțat la alăptat, s-au topit kilogramele pentru că nu mai mâncam eu atât de mult și ai început să mă mișc. E destul de simplă rețeta, toată lumea știe, trebuie să faci sport, să ai un stil de viață sănătos. Nu este pe cât de ușor sună, dar trebuie să facem și asta, pentru că trebuie să ne simțim bine în pielea noastră, în primul rând. Cam cât ai slăbit, câte kilograme pusesei pe tine și cât ai slăbit și ce, nu știu, ai renunțat la vreun produs anume din alimentație? Eu înainte să rămân gravidă eram vegană. Când am rămas gravidă am avut anumite pofte și am renunțat la regimul de atunci. Încă nu am revenit la veganism și nu știu dacă voi mai fi vreodată în stare. Dar ideea este că încerc să fac totul cu măsură. Și de când îl am pe Noa, zi seama, am devenit o ființă mai echilibrată, am devenit mamă. Ce nu mănânci? Ce ai scos din alimentație? Sunt basic, nu trebuie să mănânci dulciuri. Deloc? Mănânc, în schimb. Mănânc o felie, două de pâine integrală la masă. Dacă am un desert preferat, aștept până dimineața la micul dejun să-l mănânc. Dulciurile numai dimineața? Dimineața, da. Dacă mănânc o prăjitură dimineața e ok. Ador să mănânc o prăjitură la cafea. Sunt un om absolut normal, nu știu. Îmi găsesc bucuria în lucruri mărunte. Într-un desert bun și mai ales când fac tot felul de activități cu băiatul meu. Nu știu, când mergem la piscină, când ne jucăm pur și simplu fotbal în curte sau în casă, când îl fac avionul, când dansăm, că ne prostim prin casă, îți dai seama, toată ziua. Mi-ai spus câte kilograme ai slăbit? Chiar trebuie. De ce? Păi acum arăt super. Încă nu am ajuns la kilogramele dinainte de sar. Nu? Nu, încă nu. Dar cât ai slăbit? Nu o să-ți dezvălui eu câte mai am de slăbit. Nu se vede oricum. Dar cât ai slăbit? Ok, m-am îngrășat 20 de kilograme la sarcină. Și da, eram foarte slabă și mai am încă 5 kg. Na, v-am spus-o. Nu se vede oricum. Când e ultima masă? La ce oră mănânc? Depinde, dacă mănânc o salată de ton, pot să mănânc și la 11 noapte. Deci n-ai restricții, practic. Bănesc că nu mănânci prăjeli, mai mănânc și câte o prăjeală, dar
dacă mănânc, nu știu, la prânz, cu o salată, știi? De exemplu, într-o zi de post, dacă n-am ce să mănânc și îmi fac niște ciuperci pleurotus sau niște cartofi prăjiți, care sunt preferații mei forever, mănânc o salată verde lângă și e ok. Adică nu am strictețuri la modul nu pun gura pe nu știu ce. Încerc să mă bucur de viață cât pot. Iar ești noroc. Da, Doamne ajută! Mulțumesc!